În dimineața asta, cuvântul lui Dumnezeu, aici în biserică, va fi vestit de către fratele nostru Adi. Ne rugăm ca ungerea Duhului Sfânt să fie peste tine, Adi. Noi suntem aici și așteptăm tot ce ți-a poruncit Dumnezeu să ne spui și nimic din ce ți-a spus să nu ascunzi, pentru că este cuvântul lui Dumnezeu, este învățătură. Dacă o să fie mustrare, îl primim cu drag. Dacă o să fie îmbărbătare, și mai bine. Dumnezeu să te binecuvinteze. Amin. Amin, amin pe toți. Haideți, stați puțin în picioare cu mine. O să citesc un text din Ioan, de la capitolul 21, versetele 13 în jos. Iisus s-a apropiat, a luat pâinea și le-a dat. Tot așa a făcut și cu peștele. Aceasta era a treia oră. Când se arăta Iisus ucenicilor săi, după ce înviase din morți, după ce au prânzit, Iisus a zis lui Simon Petru: Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Da, Doamne, i-a răspuns Petru, știi că te iubesc. Iisus i-a zis: paște mielușeii mei. I-a zis a doua oră: Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Da, Doamne, i-a răspuns Petru, știi că te iubesc. Iisus i-a zis: paște oițele mele. A treia oră i-a zis Iisus: Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Petru s-a întristat că îi zise a treia oră: mă iubești? Și a răspuns: Doamne, Tu toate le știi, știi că Te iubesc. Iisus i-a zis: paște oile mele. Doamne, Tată, stăm înaintea Ta. Te rugăm, Doamne, deschide-ne mintea și ochii și dă-ne, Doamne, o inimă de împlinit și urechi de auzit și să învățăm din ce ai spus lui Petru, din ce ți-a răspuns Petru, din ce a trecut și ce a trăit Petru în momentul lepădării, din ce a trăit Petru în momentul restaurării și din ce a trăit el peste viața lui de apostol. Ajută-ne lucrul acesta și peste noi în dimineața aceasta să fie bunătatea Ta. Mie dă-mi o atitudine smerită și ce mi-ai pus pe suflet și pe inimă, Doamne, să pot transmite cu cele mai potrivite cuvinte și cât nu pot eu, postul prin Duhul Sfânt. Și îți mulțumesc că trăiești și că ne iubești. Amin. Vă rog respectos să vă reașezați. Evanghelia după Ioan începe cu dragostea lui Dumnezeu care a oferit totul oamenilor. Și un lucru interesant, Evanghelia după Ioan se încheie cu dragostea oamenilor ce trebuie să ofere totul Domnului Dumnezeu. Înainte de textul care l-am citit, mai este un pasaj. Îi vedem pe ucenici întorși la vechea slujbă, la pescuit. Petrec o noapte pe mare și, dacă bine țineți minte, ei nu prind nimic. Cineva de pe mal le poruncește să arunce mreaja în partea dreaptă a corabiei. Petru află de la Ioan că este Domnul, se aruncă în apă și înoată spre el. Ei prind 153 de pești mari. Aici e ascultarea de Domnul și rezultatele ascultării, în cazul de față, este un seceriș bogat. Iisus Hristos le zice: aduceți din peștii care i-a prins acum. E un lucru interesant aici. Dumnezeu vrea ceva proaspăt. Și te întreb pe tine, cât de proaspăt ești tu în relația ta cu El? Să știi că El te vrea proaspăt, te vrea ca o mâncare proaspătă, ca o pâine proaspătă, să fii proaspăt în cuvântul lui Dumnezeu, să primești revelația cuvântului în fiecare zi. Și ziceți amin, Domnul să ne ajute pe toți. Vă amintiți de mana din pustie, nu? În Vechiul Testament, cu Moise, cu pustia, cu poporul. Ea era una proaspătă în fiecare dimineață.
Credeți că nu putea Domnul să facă niște conserve speciale și să le spună în fiecare zi, vă deschideți câte una și să le dea doar o dată? Nu. În fiecare dimineață le-a dat o mană proaspătă, tocmai să învețe principiul acesta că trebuie zilnic să aibă lucrul acesta. Dumnezeu ne-a creat să ne hrănim zilnic de câteva ori, nu? Trupește vorbind. La fel este și spiritual vorbind. Avem nevoie de un cuvânt azi și nu e suficient cel din zilele trecute, amin? E așa de mult detaliu în tot ce se întâmplă aici în textul acesta și trebuie să ținem cont de faptul că ucenicii au avut parte de umblare cu Iisus de 3 ani. Oamenii aceștia în timpul acesta au avut parte de sute și sute, poate mii, de experiențe extraordinare cu Mântuitorul. În timpul acesta e o dobândit o încredere în El, admirație, respect. Erau uimiți de trăirea și de vorbirea Lui. Vă amintiți când au rămas, la un moment dat erau vreo 70 și se face așa niște întrebări și au început să se cam împrăștie. Dar ăștia au rămas. Și Domnul le spune, voi nu mergeți? Și ei spun, unde să mergem, Doamne, că la Tine sunt cuvintele vieții. Ei, oamenii ăștia au rămas pentru că ei L-au iubit. Întreb dacă nu-L admirau ei și nu-L respectau ei și nu-L iubeau ei, mai rămâneau ei lângă El, nu mai rămâneau lângă El. E important, dincolo de textul citit, să înțelegem acum care e inima lui Petru. Ce se întâmplase cu Petru? Petru, așa, din citiri, când vedem întâlnirea lui cu Iisus, așa, îl vedem un om foarte dinamic, un om plin de entuziasm, un om râvnos, un bun lider, un om cu inițiativă. În râvna lui, ce îi spune lui Iisus în seara cinei? Mai țineți minte? După ce au cinat, haideți să, chiar o să citesc textul, la Ioan 13, 34, așa de adânc e aici. Vine Iisus și le spune așa, parcă îi văd în jurul mesei și în toate discuțiile lor, vă dau o poruncă nouă. Să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Doamne, i-a zis Petru, unde te duci? Iisus i-a răspuns, tu nu poți veni acum după mine, unde mă duc eu? Dar mai târziu vei veni. Doamne, i-a zis Petru, de ce nu pot veni după tine acum? Eu îmi voi da viața pentru tine. Iisus i-a răspuns, îți vei da viața pentru mine? Adevărat, adevărat îți spun că nu va cânta cocoșul până te vei lepăda de mine de trei ori. Același Petru, după încă câteva ore, încă un semn de entuziasm și de râvnă multă, Ioan 18, 10, Simon Petru, care avea o sabie, a scos, a lovit pe robul marelui preot și a tăiat urechea dreaptă. Robul acela se numea Malhu. Era acel moment, în termenii noștri, a arestării lui Iisus, să spunem așa. Și Petru mai da încă un semn de entuziasm și de râvnă multă. Și cu toată străduința lui, de atunci vine ora întunericului. Și în Marcu 14, 27 spune Evanghelia aici, Iisus le-a zis, în noaptea aceasta toți veți avea un prilej de potignire, pentru că este scris, voi bate păstorul și oile vor fi risipite. Petru, epuizat de râvnă și cuprins de groază, de frică, văzându-și speranța, văzându-l pe regele lui sfâșiat și dus spre cruce, se instalează în el confuzia, nesiguranța, teama și începe să se ascundă prin mulțime și știți istoria, întrebat de cei din mulțime, dacă nu cumva a fost și el cu Iisus, în trei instanțe spune că nu l-a cunoscut, că el n-a fost cu Iisus, se leapădă de el. După care la cântatul cocoșului, exact așa cum i-a zis Iisus, realizează lepădarea și sufletul îi este pus de întristare, pleacă, spune Scriptura, și plânge cu amar. Din această stare de jos în care vede totul năruit, tot zidul clădit de mai bine de 3 ani, dărâmat într-un weekend. Nu e așa că
într-un fel sau altul, chiar și noi în viața noastră de credință, cred că nu e unul între noi care să nu poată spune și eu am experimentat lucrul acesta. Doamne, promit că dacă mă vei izbăvi din falimentul acesta, îți voi sluji fără cârtire, fără clătinare, cu o dăruire maximă. Și falimentul recuperat, Iisus își face partea Lui. Bucuria noastră în clipele acelea e una mare și pornim cu elan, dar trec lunile și știi că într-o zi ai auzit cocoșul și ți-ai dat seama de promisiunile care le-ai făcut și ce ușor te-ai lepădat și tu. Ori alt aspect, Doamne, te rog, iartă-mă că am căzut în acest păcat și promit că nu voi mai repeta greșeala aceasta. Câteva săptămâni mai târziu, ora testării și aceeași cădere. Auzim iară cocoșul. Un alt aspect și poate te regăsești în dimineața aceasta. Alții din voi, poate chiar acolo, nu, la o ședință cu niște directori, o oportunitate extraordinară de afaceri și la acea masă se aude o cară și nume rău asupra creștinilor, chiar asupra numelui lui Dumnezeu. Și din partea voastră poate e acea liniște. Oare liniște aceea nu e și aceea o formă, o anumită formă de lepădare, nu? Haideți să revin la text. După falimentul lui Petru, lipsit de orice nădejde împreună cu ceilalți, ei revin la viața veche, la meserie, la pescuit, la ce știau ei mai bine. Doar imaginați-vă puțin discuțiile care erau între ei, toate visele acelea cu Iisus Hristos, regele care vine și restaurează, ei înțelegeau și din scrieri că se întâmplă atunci cu generația lor, erau gata, deja se calculau care va fi generalul, care cine va fi. Ei așa au luat-o firește, ei vreau împărăția pe pământ, nu înțelegeau în detaliu că el trebuie să și moară. Acele clipe erau un timp în care ucenicii aveau o mare, mare nevoie de restaurare. Tot visul lor era năruit, erau confuși, nu mai știau ce să creadă. Vreau să citesc din Ioan 21, de la 3 în jos, să-l înțelegem un pic mai adânc, acolo direct din Scripturi. Simon Petru le-a zis, mă duc să prind pește. Mergem și noi cu tine, i-au zis ei. Au ieșit și s-au suit într-o corabie și n-au prins nimic în noaptea aceea. Dimineața Iisus stătea pe țărm, dar ucenicii nu știau că este Iisus. Copii, le-a zis Iisus, aveți ceva de mâncare? I-au răspuns, nu. El le-a zis, aruncați mreaja în partea dreaptă a corabiei și veți găsi. Au aruncat-o deci și nu mai puteau trage de mulțimea peștilor. Atunci ucenicul pe care îl iubea a zis lui Petru, este Domnul. Când a auzit Simon Petru că este Domnul, și-a pus haina pe el și s-a încins, căci era dezbrăcat și s-a aruncat în mare. Ceilalți ucenici au venit cu corabia trăgând mreaja cu pești, pentru că nu erau departe de țărm, decât la 200 de coți. Când s-au coborât pe țărm, au văzut acolo jăratic de cărbun, pește pus deasupra și pâine. Iisus le-a zis, aduceți din peștii pe care i-ați prins acum. Simon Petru s-a suit în corăbioară și a tras mreaja la țărm plină cu 153 de pești mari și măcar că erau atâția, nu s-a rupt mreaja. Veniți de prânziți, le-a zis Iisus, și niciunul din ucenici nu cuteza să-l întrebe cine ești, căci știau că este Domnul. Vedeți voi un detaliu aici. Iisus îi surprinde cu o prezență neînțeleasă, mai ales pentru Petru, care era sfâșiat în suflet de lepădarea comisă, e dincolo de rațiune ce se întâmplă în clipele astea. Cum îl surprinde reîntâlnirea cu cel înviat acum? Oare cum s-ar proceda în zilele noastre? Cu reproș? Cu o ceartă? Nu? Petre, pentru că te-ai lepădat, tu stai deoparte 6 luni, după care vom convoca comitetul executiv și mai vedem. Nu? Cam așa ar trebui să fie din partea unui lider greu, nu? Bă, te-ai lepădat de Domnul Domnilor?
de Cel care ți-a vestit viața și moartea și toate adevărurile Scripturii, tu te-ai lepădat, nu te vom putea folosi o perioadă bună. Ioan a fost credincios, a rămas acolo neclintit la cruce împreună cu mama, cu Magdalena, cu ceilalți. Dar nu, Iisus face altceva. Petru e întâmpinat cu o restaurare. Dar mai un detaliu mult mai adânc. Îl cheamă pe numele lui vechi, Simone. V-ați gândit de ce face lucrul acesta? Simone, fiul lui Iona. Nu îi se adresează Petre. Să înțeleagă că îl întâmpină iar acolo la început. O nouă șansă, un nou început. De altfel, Petru e cu orice speranță năruită și înapoi la meșteșugul lui de pescară. Dar ce este un lucru și mai extraordinar? Să facă ce a făcut Petru și tu să-l întâmpini, nu cu scrisoarea de punere deoparte, dar să-l întâmpini cu 153 de pești. Înțelegeți ce e detaliul ăsta? 153 de pești pentru un pescar? E minunea secolului. Deci care ați mai mers un pic cu undița și așa, nu știu, și pe mare, cu mreajă, să merg cu tot ce știi, nu prinzi așa ceva. Și zice Biblia clar că și mari, că n-au mai prins puiet, dar și mari. Vorba pescarului. Dar nu cred că a fost așa. Cred că a fost așa, că Iisus i-a organizat. Vreau să fac o comparație. I-am zis la Marcus, vezi că te folosesc în dimineața asta în mesaj. Tati nu. Dar să fie un pic și pe înțelesul lor. Hai să ne imaginăm că îngreșește cu ceva rău. Da? Nici nu poți să-mi dai seama ce ar putea el așa de mic să-mi facă așa de rău. Dar să fi făcut o faptă așa de rea că mi-o sfârșiat inima și sufletul și așa se întâmplă că am și de făcut o călătorie și plec câteva zile de acasă și acum mă întorc. Și apărând pe drum, nu un tată rațional și normal, încă din drum, mai ales acolo unde stăm noi, cam sunt rămureale, este tot ce vrei, un pic mai la țară, un tată rațional deja rupe o bucățică de alun ceva, nu? Să rezolve, să remedieze situația când ajunge să se întâlnească cu mărcusel care a greșit. Dar în schimb de înțeles, eu am altă atitudine. Când mă apropiu de casă și în drum spre casă, eu sunt cu o cutie imensă în față, așa, de el se uită, nici nu vede că e tata acolo, vede numai cutia așa imensă. Și cel mai mare cadou ce l-a primit el vreodată până atunci, și are ceva acțibil acolo și știe ce e în el, și el deja e bucuros că a primit motoreta nu știu care sau ATV sau știu eu. Și dau cutiuța asta, cutioaca asta, și el o ia cu bucurie așa și eu mă uit la el și în loc să-l pedepsesc, în loc să-l cert, îi spun: mă iubești tu mai mult ca pe acestea. Asta e dragostea lui Hristos. Putea să facă multe alte feluri, dar a ales să o facă așa. Și Domnul să ne ajute să facem și noi așa când suntem în situații. Și vom zice, da, Iisus ne îndeamnă cu resurse materiale, ne întâmpină cu resurse materiale sau ne ajută la asta. Vreau să vă spun că în textul ăsta nu e vorba de asta. Dar, într-adevăr, și principial, ascultare de Hristos și de ce spune El poate duce și la un rod bogat. El poate binecuvânta și material, dar ce le interesează pe Hristos de la noi, ce facem noi în sufletul nostru și cum vom sfârși alergarea pe pământul acesta. Dacă El avea treabă mult cu bogățiile pământului, nu se scria despre El că n-avea unde să-și plece fruntea. Și avea cel mai mare palat aici și îi învăța pe ucenici cum să adune. Dar nu l-a interesat lucrul acesta, să luăm de acolo exemplu. Aici în textul nostru e altceva. Este restartarea, se repunctează imaginea chemării lui Petru și celor prezenți. Așa s-au cunoscut ei în urmă cu 3 ani. Știți vorba aia deja vu, deja fu, deja fost, deja a fost. Se întâmplă un lucru aici, se reîntâmplă ceva. El va să reproducă o imagine. Uitați-vă în Luca 5, de la versetul 2 în jos. 3 ani jumate în urmă. Iisus a văzut 2 corăbii la marginea lacului. Pescari ieșiseră din ele să-și spele mrajele.
s-a suit într-una din aceste corăbii, care era lui Simon, și l-a rugat să o depărteze puțin de la țărm, apoi a șezut jos și învăța pe noroade din corabie. Când a încetat să vorbească, a zis lui Simon, depărtează-o la adânc și aruncați-vă mrajele pentru pescuire. Drept răspuns, Simon i-a zis, învățătorule, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic, dar la cuvântul tău voi arunca mrajele. După ce le-au aruncat, au prins o așa de mare mulțime de pești că începau să li se rupă mrajele. Au făcut semn tovarășilor lor care erau în cealaltă corabie să vină să le ajute. Aceia au venit și au umplut amândouă corăbile, așa că au început să se afunde corăbile. Când a văzut Simon Petru lucrul acesta, s-a aruncat la genunchii lui Iisus și a zis, Doamne, pleacă de la mine că sunt un păcătos, fiindcă i-a apucase spaima pe el și pe toți cei ce erau cu el din pricina pescuirii pe care o făcuseră. Tot așa și pe Iacov și pe Ioan, fiul lui Zebedei, tovarășii lui Simon. Atunci Iisus a zis lui Simon, nu te teme, de acum încolo vei fi pescar de oameni. Și venim înapoi 3 ani jumate la ce am citit dimineața aceasta mai devreme și ce credeți că s-a produs în sufletul și în inima lui Petru, lui Simon, când a auzit Simone? După încă o minune așa pescuiască, oare ce legături a făcut Petru în mintea lui? De acolo încolo vei fi pescar de oameni, paște mielușeii, oițele, oile. Îi readuce la pescăria de oameni despre care vorbeau atunci și se apropie de acum cincizecimea și marea lucrare apostolică a lui Petru și a ucenicilor. Dincolo de cruce, care i-a sfâșiat pe toți, a fost o înviere. Și dăm slavă lui Iisus care a înviat din morți. Ține minte imaginea la poala crucii, a rămas Maria, cele două femei în mod special și ele au și harul să li se arăte Iisus pentru prima oară. Versetul 15, din ce am citit la început, după ce au prânzit, Iisus a zis lui Simon, Petru, Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Da, Doamne, i-a răspuns Petru, știi că te iubesc, mă iubești tu pe mine. Dragostea de Dumnezeu este prima și cea mai mare poruncă în care se cuprinde toată legea. Biblia ne spune că El este același ieri, azi și în veci și de aceea întrebarea Lui este actuală, mă iubești tu? Și cred că ne sună și nouă, mă iubești tu? După 3 lepădări vin 3 întrebări, 3 răspunsuri și 3 trimiteri în slujire. Un alt detaliu foarte adânc în text. Ei, vezi, traducerea Cornilescu, și nu-i Cornilescu de vină, e limba română. În limba română, dragoste, iubire, cam astea-s termenii și atâta e tot. Poate de aia și avem destul de multe divorțuri în poporul român, că nu disting tinerii și oamenii simpatia cu dragostea jertfitoare, supremă, cu dragostea care face totul necondiționată. Dar în felul în care Scriptura a fost scrisă și dacă ne uităm un pic la un studiu despre limba greacă, se întâmplă ceva foarte interesant. Iisus, prima dată, îl întreabă pe Petru termenul agape, care e dragostea aceea supremă. Și Petru îi răspunde cu filio, adică te iubesc ca pe un frate. Și iar am să fac o chestie, o treabă. Nu-mi stă mie în principiu și în caracter să fac schimbături de așa, dar ținând cont că e o treabă de traducere, vreau să citesc ceva și să fiți foarte atenți. Fiul lui Iona, mă iubești tu cu acea dragoste profundă, supremă și necondiționată mai mult decât aceștia? Da, Doamne, i-a răspuns Petru, știi că eu te iubesc cu o dragoste frățească ca pe un frate. Iisus i-a zis, paște mielușeii mei. I-a zis a doua oră, Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu cu acea dragoste profundă, supremă și necondiționată? Da, Doamne, i-a răspuns Petru, știi că eu te iubesc cu o dragoste frățească
ca pe un frate. Iisus i-a zis, paște oițele mele. A treia oară i-a zis Iisus, Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu cu o dragoste frățească, ca pe un frate? Petru s-a întristat că îi zisese, a treia oară, mă iubești? Și a răspuns, Doamne, Tu toate le știi, știi că Te iubesc cu o dragoste să frățească ca pe un frate. Iisus i-a zis, paște oile mele. Vezi, Petru, sub vinovăția lepădării, nu poate rosti agape. Dar în același timp, Iisus a treia oară se coboară la nivelul lui și îl întreabă așa cum îi răspundea Petru cu filio, mă iubești tu ca pe un frate? Dar ce-i mai adânc și mai frumos, Iisus nu l-a certat pentru lepădarea lui, nicăieri în Scriptură, în pasajul ăla, nu văd nicăieri să fie un dialog legat de, bă, hai să stabilim, ce s-a întâmplat, deci, ți-am zis că te lepezi de trei ori, deci niciodată nu văd aici clar un dialog pe genul care a făcut o clarificare Petru în sensul ăsta sau invers, Iisus să pună întrebări despre, mă iubești tu pe mine? Iisus Hristos are un dialog cu Petru. Petru, am o întrebare pentru tine, mă iubești tu pe mine? El dorea să audă direct de la Petru dacă adevărat îl iubește. Domnul dorea să audă ceva deosebit. Și dacă mergem un pic mai adânc în cele trei versete, aici vedem de fapt trei feluri de dragoste. Este vorba de dragostea supremă, de dragostea activă și de dragostea declarativă. Vreau să iau un pic de timp să le descriem un pic pe fiecare. Dragostea supremă, adică dragostea mai mult ca orice altceva, pe primul loc, întotdeauna dragostea asta are și puncte de comparație. Mă iubești tu mai mult ca aceștia? Hai să adâncim și aici un picuț. Ești mai devotat față de mine decât față de aceștia? Agapasme. Cine sunt aceștia? Eu spuneam așa o comparație cu mă iubești tu mai mult ca și cutia asta, ca și darul acesta, ca și peștii, ca și resursele. Cine sunt aceștia? Oare înspre cine privea Hristos când a afirmat mă iubești tu mai mult decât aceștia? Aceștia pot să fie peștii, nu? Bărcile sau mrejele, vechea profesie, vechiul mod de viață. Atunci când omul e într-o situație de genul, nu-i mai rămâne nimic, atunci se întoarce la ceea ce știe să facă mai bine. Tendința unora, din nefericire, este să se întoarcă mai târziu sau mai devreme la vechiul mod de viață. Nu mai umblare cu Dumnezeu, fără preocupări după voia lui Dumnezeu, se întorc la vechile obiceiuri. Alții se împretinesc din nou cu băutura, cu bârfa, cu minciuna, cu poftele, cochetează din nou cu păcatul, prieteniile rele strică obiceiurile bune. Mă iubești tu pe mine mai mult ca vechiul tău mod de viață, decât viața ta veche, mai mult decât vechea ta preocupare. Țineți minte versetul acesta, acela din Scripturi? Dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tâi și spunea Mihenț aici mai devreme, cea mai bună dragoste care ai avut-o vreodată pentru mine, aceea este dragostea din tâi, nu aia prima, când ai fost cel mai sincer și mai naiv și prima ta întâlnire cu Domnul, când ai strigat aici că te pocăiești. Aia nu e cea mai mare dragostea ta, cea mai mare dragostea ta o știe Dumnezeu care e. Din tot pasajul vieții tale, unde l-ai iubit tu pe El cel mai mult și cu cea mai mare devotare, aia e dragostea din tâi a vieții tale. Dragostea care îl punea pe Dumnezeu înainte și mai presus de orice, întoarce-te la dragostea supremă, agape, spun fiecăruia care ești în ziua aceasta aici. Un alt lucru cu aceștia. Pot să însemne, nu? Și una din cele mai mari explicații, că pot să însemne ceilalți ucenici. Mă iubești tu mai mult decât o fac aceștia? De ce ar putea fi ucenicii? Pentru că Petru a declarat înaintea tuturor, Doamne, chiar dacă toți te vor părăsi, eu mor cu tine chiar și până la moarte. Petru a dovedit altceva, că m-ai părăsit, ar zice Iisus, nu? Că ai fost mai interesat de tine decât de mine. Măcar că n-a spus-o niciodată verbal lucrul acesta. Ori aceștia pot însemna chiar ceilalți oameni. Tu ai declarat că mă vei urma chiar dacă toți
se vor lepăda de mine. Mă iubești tu mai mult decât ei? Ai dovedit cu totul altceva. Măcar că Iisus n-a spus-o, așa s-a întâmplat. Petre, vreau să știu acum că mă iubești tu mai mult decât toți ceilalți oameni, decât iubești viața ta, decât reputația ta, familia ta și tot ce ai tu. Dumnezeu așteaptă să fie iubit cu o dragoste supremă. El să fie cel dintâi, să-L iubim mai mult ca orice altceva, iar dragostea aceasta să se vadă în mod activ. Și vreau acum să vorbesc un pic de dragoste activă. Iisus Hristos îi lansează trei întrebări. Fiecare întrebare este însoțită de o responsabilitate. Mă iubești tu în mod activ? Dragostea acționează. Noi toți spunem sau pretindem că-L iubim pe Dumnezeu, însă așa de puțin se vede lucrul acesta în viețile noastre. Biblia ne cere să iubim nu cu vorba și cu limba, ci cu fapta și cu adevăr. Amin? Amin. Cu vorba e chiar relativ ușor, nu? Dragostea adevărată nu rămâne în stare latentă, se manifestă, acționează. Unde? Se implică în slujirea lui Dumnezeu, se pune la dispoziția lui Dumnezeu, are timp special și de calitate cu Dumnezeu, împlinește marea trimitere, își face timp de cuvânt, de rugăciune, de meditație, de aplicare. Mă iubești tu pe mine? Dacă spui da în dimineața aceasta și eu spun, acționează. Faptele tale să vorbească dragostea lui Dumnezeu. Amin? Vreau să fac o mică ilustrație. Se spune că erau doi soți și ăștia doi soți erau bisericoși, credincioși în felul lor, își vedeau de viața lor și de mersul lor și se întâmplă că soția are așa o cercetare din partea lui Dumnezeu, începe să frecventeze o biserică, înțelege că trebuie să ia botezul în apă, să e îndrăgostită de Hristos. Și începe să-i vorbească soțului ei, dragul meu, uite, am gustat și am văzut ce bun e Domnul, ia o scriptură, îi tot citește versete, uite ce a făcut la Golgota pentru noi, e incredibil. Și soțul nu e interesat, ia sectanți, ia religie, da, hai să ne vedem, dar trebuie să mă las, de ce trebuie să mă, da, de ce să mă las, da, de soțul e rece ca un bolovan. Și ea se tot înfierbântă în dragostea ei față de Hristos și el rămâne la fel, neschimbat, neclintit. Vine momentul, ia botezul, se botează femeia noastră, soțul nu prea de acord, în casă-i cu mâi, ea în fiecare zi predică de dimineață până seară la soțul ei. Și el deja devine deranjant, devine foarte deranjat și începe să o ia un pic mai tare, să fie vulgar, să-i răspundă urât înapoi. Ea tot mai tare în râvnă, tot mai tare în râvnă și nu mai știe ce să facă sora noastră și pleacă la un păstor, la un preot și îi spune tot ce se întâmplă. Și zice, i-am citit tot psalmii, i-am citit din Corinteni, i-am citit despre dragoste, i-am citit din Galaten, am citit tot ce am știut eu și Cântarea Cântărilor, i-am citit tot și parcă cu cât îi citești și cu cât îi spun de dragostea lui Hristos mai mult, cu atâta înceapă să mă înjure mai tare. Deci devine tot mai rău și păstorul nostru, preotul nostru, inspirat de Domnul, îi spune la femeia asta, la sora noastră, îi spune un lucru. Auzi, dragă, ce trebuie să faci. De azi înainte, spune-i soțului tău mai puțin de Dumnezeu și spune lui Dumnezeu mai mult despre soțul tău. Amin. Nu, e un binar așa și cu înțelepciunea și e un proces mare cu schimbarea fiecăruia din noi și cred că și noi care stăm aici, nu? Unii suntem în proces, cu alții s-ar putea scrie cărți din modul extraordinar în care Domnul ne-a vorbit prin diferite situații, am fost legați de tot fel de vicii, Domnul ne-a eliberat, venim așa dintr-o zonă colorată, cu alții încă sunt niște caiete albe deschise pe care încă nu scrie nimic. Dar pentru că ești aici în dimineața aceasta, știu că Domnul începe să scrie și în cartea vieții tale despre transformarea și întoarcerea ta la Dumnezeu și Domnul să te ajute, hai să revin înapoi la text. Este după aia aspectul ăsta cu cele trei slujiri, Paște Mielușeii mei. E o mare valoare pentru Dumnezeu copilașii, să investim în copilași.
Ei sunt valorile care rămân. Învață-i căile Domnului, rugați-vă pentru ei să devină slujitorii lui Dumnezeu, nu doar pentru mântuirea lor, ci și pentru dedicarea lor. Amin? Paștuițele mele, tinerii au nevoie de susținere, de înțelegere și de sfătuire, au nevoie de modele și provocări autentice. Au nevoie de un cadru în care să se poată manifesta, nu? Asta a fost dimineața lui Eutih. Să-i ajutăm să crească, amin? Să fim preocupați de promovarea lor, de felul lor în care cresc. Paște, oile mele, slujește, dăruiește și veghează. Implică-te în mod activ în slujire cu darul pe care l-ai primit din partea lui Dumnezeu. Cea mai profundă problemă a creștinilor, a noastră, este legătura de dragoste activă. Și Domnul să ne o dea din plin să avem o dragoste activă. Doamne, ajută-ne ca aici la Sfânta Treime Cluj să avem tot timpul această dragoste activă. Amin? O, Iisuse, umpline Tu de această dragoste. Dăruiește-te activ lui Dumnezeu. Iubirea de Dumnezeu stă în împlinirea poruncilor Lui. Un creștin care nu-L iubește pe Dumnezeu este ca o căsnicie ratată, ca o fântână fără apă, ca un pom fără rod. Și vreau să spun câteva lucruri și de dragostea declarativă. Petru devine frustrat, nu? Întristat că Iisus îl întreabă de 3 ori aceeași întrebare. Mă iubești Tu pe mine? La 3-a întrebare, Petru răspunde deschis în auzul tuturor: da, Doamne, știu că Te iubesc, Tu toate le știi. Petru este deschis să răspundă direct: da, Te iubesc. Dumnezeu te întreabă astăzi și pe tine: mă iubești Tu? Când i-ai spus ultima oară lui Dumnezeu cu adevărat îl iubești? I-ai declarat vreodată tu dragostea ta? Știe Dumnezeu că îl iubești sau chiar îl iubești? Dacă în familie nu ai spus partenerului, soțului, soției că îl iubești, că o iubești, relația aceea este una bună. Știu oamenii că tu iubești pe Dumnezeu? Te-au auzit? Te-a auzit cineva vreodată deschis declarând că tu îl iubești pe Dumnezeu, că ceea ce trăiești este așa, că îl iubești, de aceea vrei să-l slujești, că îl iubești pentru că el te iubește? Biblia spune că noi îl iubim pentru că el ne-a iubit întâi. Haide să spunem lui Dumnezeu: te iubesc. Ajută-ne, Doamne, să te iubim cu acea dragoste supremă și necondiționată. Amin. Romani 11:33, o adâncul bogăției înțelepciunii și științei lui Dumnezeu, cât de nepătrunse sunt judecățile Lui și cât de neînțelese sunt căile Lui. Studiind aici, am mai adâncit încă un aspect. Haideți să înțelegem mai adânc că Dumnezeu îl vede pe Petru ca un întreg. Îi vede tot firul vieții lui, acelui întreg Petru, îi se adresează Iisus. Știți voi cum suntem noi în ochii lui Dumnezeu? Ca să înțelegem un picuț mai bine. Ceva de genul așa, știți? Așa când mergem pe la cimitir, nu? Și vedem acolo o tablă, da, un exemplu. Petru Zânfirescu, 12 noiembrie 1963, 29 mai 2022. Așa ne vede Dumnezeu. Așa suntem în ochii lui Dumnezeu. Acel întreg de atunci până atunci. Știți că este acolo pe mormânt, între cele două dăți, o liniuță. Liniuța e viața ta și viața mea. Și Dumnezeu când se uită la noi, El e Dumnezeu, El nu acționează ca și noi, nu? Noi când avem un conflict cu un frate, cu o situație, ne uităm și chiar mai mari, nu? Comitetul se adună, se așa, ce fac ei? Se dezbate situația, a procedat așa, a vorbit așa, a mers acolo, a adres așa, așa, trebuie luat o acțiune, trebuie... Deci omul e judecat bazat pe evenimentele, de cele mai multe ori pe evenimentele negative. Prea de multe ori s-a convocat o întâlnire să zidim un om, că e ceva extraordinar de bun cu el. Dar se întâmplă atunci când e ceva negativ și atunci noi avem o cântărire așa părtinitoare numai despre faza aceea. Măcar de ne-am aduce aminte de
cât a dăruit și cât a pus în slujbă și cât s-a dăruit și câte misiuni și prin Ucraina și înapoi și dincolo și Moldova și jos după Dunăre și cât s-a zbătut zecile de ani, măcar de a-mi face un cântar, mă, omul ăsta extraordinar, aici s-a întâmplat ceva săracu, cine știi, poate are copii bolnavi, poate hai să ne uităm un pic, nu. Deci noi atâta capacitate avem noi să tratăm situația după asta, dar Dumnezeu se uită la Petru și se uită la noi, la cea liniuță, nu? La viața noastră întreagă. Dar frumusețea lucrurilor, noi nici de cum nu putem să vedem viitorul omului, numai așa dacă Duhul Sfânt găsește cu cale să ne destăinuie unele lucruri și unele stări și unele planuri care le are Domnul și Duhul Sfânt pentru un om. Dar de altfel nici cum nu vedem viitor. Ei, Dumnezeu, nu doar a văzut până azi, dar a văzut până la capăt. Și aici e frumusețea. Când studiam, vedeam un lucru foarte adânc. Dumnezeu îl are în vedere pe Simon și știe că urmează acea revărsare a Duhului Sfânt care va schimba dinamica și călăuzirea între mitrea și slujba la care era chemat Petru. Petru e altul, dintr-un om laș, devine un curajos, statornic, un om umplut de Duhul Sfânt. Luca 24, 49, și iată că voi trimite peste voi făgăduința Tatălui meu, dar rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu o putere de sus. Ioan 14, 16, și eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor care să rămână cu voi în veac. Și citim din acțiunile lui Petru. E așa de important să știm detaliul acesta, că Iisus îl vede pe Petru ca și Petru. Noi ne uităm până acolo la cocoșul ăla care îl vedem pe ecran și ne amintim, bă, Petru, cum s-o lepăda, mă, cum s-o lepăda Petru. Dar Iisus Hristos vede altceva și știți ce vede Iisus Hristos mai departe? De aceea nici nu-l ia la prea multe întrebări. Faptele Apostolilor și toate textele care le citesc acum azi din Faptele Apostolilor, capitolul 1, 15. Petru s-a sculat în mijlocul fraților, numărul celor adunați la oaltă era de aproape 120 și a zis așa de multe, atunci nu le citesc pe toate. În capitolul 2, 14, atunci Petru s-a sculat în picioare cu cei 11, a ridicat glasul și le-a zis, bărbați iudei și voi toți cei care locuiți în Ierusalim să știți lucrul acesta și ascultați cuvintele mele, oamenii aceștia nu sunt beți, cum vă închipuiți voi, căci nu este decât al treilea ceas din zi, și aceasta este ceea ce a spus prin prorocul Ioel, în zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul meu peste orice făptură, feciorii voștri și fetele voastre vor proroci, tinerii voștri vor avea vedenii și bătrânii voștri vor visa visuri. Da, chiar și peste robii mei și peste roabele mele voi turna în zilele acelea din Duhul meu și vor proroci, simțiți schimbarea din viața lui Petru. Capitolul 2, 37, după ce au auzit aceste cuvinte, au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli, fraților, ce să facem? 2:41, cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați și în ziua aceea la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Capitolul 3, versetul 6, atunci Petru i-a zis, argint și aur n-am, dar ce am îți dau în numele lui Iisus Hristos din Nazaret, scoală-te și umblă, și câte și câte și câte minuni au fost făcute. În capitolul 3, versetul 12, Petru, când a văzut lucrul acesta, a luat cuvântul și a zis norodului, bărbați israeliți, pentru ce vă mirați de lucrul acesta? De ce vă uitați cu ochii țântă la noi? Ca și cum prin puterea noastră sau prin cucernicia noastră am fi făcut pe omul acesta să umble, vedeți, smerenia și atitudinea în care îl proclamă pe Hristos în toate lucrurile. Faptele Apostolilor rămân acolo la capitolul 4, acum, versetul 19. Drept răspuns, Petru și Ioan le-au zis, judecați voi singuri dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu. Nu mai este Petru lașul acela care, unde își simța inima în pericol să fie un laș, să se ascundă, să spună că nu-l știe pe Iisus. Judecați voi mai bine
între ce e mai bine să... De cine să ascultă mai mult, de Dumnezeu sau de voi, cărturari? Capitolul 9, 40. Petru a scos pe toată lumea afară, a îngenunchiat și s-a rugat. Apoi s-a întors pe trup și a zis: Tabita, scoală-te! I-a deschis ochii și când a văzut pe Petru, a stat în capul oaselor în viere. Și un verset așa de adânc, la 10:44. Pe când rostea Petru cuvintele acestea, s-a coborât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultă, cei ce ascultau cuvântul. Mai citesc o dată. Pe când rostea Petru cuvintele acestea, s-a coborât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau cuvântul. Voi vă dați seama ungerea și prezența Duhului Sfânt peste Petru al nostru. Așa aș vrea să trăiesc ziua. Să văd și în zilele noastre lucrul acela. Când se ridică fratele și nu spune acolo, s-a revărsat Duhul Sfânt peste cei interesați de, care erau pe primele bănci, care erau aproape, peste toți. Toți? Da, toți. Pe când rostea Petru cuvintele acestea, s-a coborât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau cuvântul. Doamne, mai lucrează Tu prin Duhul Tău. În capitolul 12, 6, un exemplu așa de frumos cum l-a scăpat Dumnezeu. În noaptea zilei, când avea de gând Irod să-l înfățișeze la judecată, Petru dormea între doi ostași. N-avea Petru al nostru niciun stres. În temniță dormea între doi ostași. Ca să vedeți transformarea lui Petru. Legat de mâini cu două lanțuri și niște păzitori păzeau temnița la ușă. Deci erau și ostași între unde dormea Petru și păzitorii la ușă, deci era FBI acolo pe ei. Și iată, un înger al Domnului a stat lângă el pe neașteptate și o lumină a strălucit în temniță. Îngerul a deșteptat pe Petru lovându-l în coastă și a zis: scoală-te, iute! Lanțurile i-au căzut jos de pe mâini și citiți acasă tot restul acolo și ar fi sute și sute și sute de exemple să putem spune cine este Petru. Și așa l-a văzut Iisus. Și să știi, când se uită la tine, poate chiar tu te oprești în oglindă și spui: Doamne, cât atât ai tărie să te uiți în spate la toate mizerile tale de până azi, dar Domnul are tăria să vadă dincolo de ziua de azi a ta. El are tăria să vadă ceea ce se va întâmpla cu viața ta. El are tăria să vadă ce vei face tu pentru Hristos. Tot ce vei trăi de azi înainte. Și de multe ori nu ne mirăm că ne surprinde Dumnezeu prin mila și îndurarea Lui. Doamne, dar cum? Dar nici nu mi-am amintit, dar am căzut, dar m-am căit tot noapte, dar simt cercetarea ta în dimineața aceasta, da. Pentru că vrea să-ți mai dea o șansă, pentru că vrea să vadă toată viața ta în față și așa te cântărește, bazat pe aia. Aici vedea Iisus pe Petru mai mult. Și Petru a suferit crucificarea, știți, nu? Și el a fost crucificat. Și când l-au dus la cruce, a spus Petru: e prea mult să mor ca și regele meu. Faceți altfel, nu putem, trebuie să te crucificăm. Ăsta e ordinul. Atunci măcar puneți-mă cu capul în jos. Să nu mor ca și regele meu, ca și domnul meu. Că ar fi prea mult să mor la fel ca și el. Mă iubești tu? Deoarece el ne-a iubit mai întâi. Petru a primit 3 ani jumate cursul iubirii și acum a urmat examenul iubirii, testul iubirii. Nu ne regăsim și noi în unele școli ale vieții, aspecte? Doamne, ajută-ne să trecem testul. Și dacă nu trecem testul, Domnul e bun și îngăduitor, va mai spune el mai sapuna la rădăcină. Pentru că el vede rodul de mai târziu, poate 2025, poate 26. Mai știm noi cât timp mai este sau nu mai este, dar să fim gata pentru Domnul. Dragilor, închei aici cu un verset de al lui Petru. Temă de ca să citiți Petru 1 și Petru 2. Să înțelegeți inima unui un picuț mai aproape. Și un verset spune așa de frumos: binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl
Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți la viață, la o nădejde vie și o cântare așa de frumoasă, cred că ați auzit-o și o pune și pe proiecție, cântați alături de mine și de Mihai, mă iubești tu mai mult decât ceilalți. Mai mult decât ceilalți, mă iubești ca un frate ceresc, mă iubești tu ca rob din iubire, eu așa te iubesc, eu așa te iubesc. Mă iubești mai mult decât ceilalți, mai presus de orice cânt pământesc, mai presus de orice dragoste a firii, eu așa te iubesc, eu așa te iubesc. Mă iubești tu când sunt lângă tine, dar și atunci când te simți părăsit, mă iubești între flori și între suliți, eu așa te-am iubit, eu așa te-am iubit. Mă iubești tu când sunt lângă tine, dar și atunci când te simți părăsit, mă iubești între flori și între suliți, eu așa te-am iubit, eu așa te-am iubit. Mă iubești tu privind veșnicia, eu așa te iubesc, eu așa te iubesc. Mă iubești când sunt lângă tine, dar și atunci când te simți părăsit, mă iubești între flori și între suliți, eu așa te-am iubit, eu așa te-am iubit. Mă iubești tu când sunt lângă tine, dar și atunci când te simți părăsit, mă iubești între flori și între suliți, eu așa te-am iubit, eu așa te-am iubit. Simți că în mine sunt tot împlinit. Mă iubești mai mult ca pe tine, eu așa te-am iubit, eu așa te-am iubit. Mă iubești când sunt lângă tine, dar și atunci când te simți părăsit, mă iubești între flori și între suliți, eu așa te-am iubit, eu așa te-am iubit. Mă iubești tu când sunt lângă tine, dar și atunci când te simți părăsit, mă iubești între flori și între suliți, eu așa te-am iubit, eu așa te-am iubit.